În duminica 18-a după Rusalii, Sfânta Liturghie de la Baldachinul Sfinților a fost săvârșită de preasfințitul părinte Ieronim Sinaitul, episcop vicar patriarhal. Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a descris contextul în care a avut loc pescuirea minunată relatată în Evanghelia de astăzi și a explicat de ce Mântuitorul Iisus Hristos și-a ales ucenicii din rândul unor pescari. Iată care este rațiunea Domnului Hristos. El nu merge la cei care posedă la cote foarte înalte înțelepciunea sau filozofia sau experiența sau știința lumii acesteia și nici la cei care o expun și nu merge nici la cei care au poziții sociale, nu merge nici la aceia care au puterea, ci merge la acești oameni simpli. Oare de ce? Pentru că Dumnezeu privește la frumusețea și la curăția sufletului lor, la nevinovăția lor, pentru că toate acele categorii enumerate mai înainte își vor etala mai întâi munca lor, puterea lor de a concentra și de a reține și de a interpreta și de a cultiva știința sau cuvintele frumoase sau de a legifera sau a conduce și vor spune că ei sunt sursa. Dar în cele spirituale, sursa este Dumnezeu. Ați văzut că pe înălțimile munților vine apă multă, plouă, ninge, însă pe acești munți care sunt semeți, aceste ape nu stau, ele coboară la vale. Așa și pe oamenii semeți. Iată, ei nu pot să țină apele acestea ale Duhului. Ele merg acolo jos, unde este smerenie, unde este nevinovăție, unde este curăție, unde omul este genuin, este curat, este neprefăcut. Acolo unde omul poate să schimbe, pentru că nu este nici mândru, nu este nici infatuat și nu-i privește pe alții cu dispreț de pe vreo poziție. Iată, aici este cheia acestei Evanghelii. De aceea a ales Hristos acești pescari, oameni curați la suflet, muncitori, cinstiți, credincioși, plin de daruri spirituale. Astăzi, Biserica Ortodoxă Română a făcut pomenirea Sfântului Ierarh Martir Antim Vireanul, Mitropolitul Țării Românești și a Sfinților Mucenici Calistrat și Epiharia.